Descinderi cu rețineri la primăria capitalei. 12 persoane, printre care și șeful direcției autorizare și disciplină în construcții, Vasile Olaru, au fost reținute pentru 72 de ore. Ofițerii Centrului Național Anticorupție spun că au desfășurat 18 percheziții în cadrul a 35 de dosare penale în care sunt vizați funcționari ai primăriei, angajați vamali și agenți economici bănuiți de corupere pasivă și activă. Domnii de la CNA pot să vă lămurească mai bine decât mine. Misiunea mea este verificare de rutină. Perchezițiile au început dis de dimineață. Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins la Direcția Autorizare și Disciplină în Construcții și au ridicat mai multe acte. Ulterior au verificat automobilul șefului direcției, Vasile Olaru. Perchezițiile au avut loc și la domiciliul acestuia. De unde plecați acum? Plec acasă. Viceprimarul capitalei Nistor Grozavo a declarat că primăria va desfășura o anchetă internă în cazul funcționarilor bănuiți de implicare în scheme de urgentare a procedurilor de recepționare a unor construcții. Nu exclud că au putut să fie strecurate careva dosare unde un act careva ar fi putut să lipsească sau să fie neconform. Într-un comunicat de presă, Centrul Național Anticorupție menționează că ofițerii și procurorii au constatat mai multe cazuri de oferire și percepere a unor sume de bani în vederea urgentării procedurilor necesare pentru darea în exploatare a unor construcții. Astfel, 17 persoane sunt bănuite de corupere. 12 dintre ele au fost reținute pentru 72 de ore. Este vorba despre șeful Direcției Autorizare și Disciplină Construcții, arhitectul șef al sectorului Buicani și alți doi funcționari primăriei. Au mai fost reținuți trei directori ai unor companii de construcții, un șef de companie petrolieră, un angajat al serviciului Vamal și trei persoane fizice.